Accidentele continuă să ia vieți în județul Mehedinți. Seara trecută, pe DN56A, în localitatea Vânători, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un cetățean bulgar, în timp ce conducea o autoutilitară, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani. În urma impactului puternic, a rezultat decesul unui bărbat în vârstă de 50 de ani. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. De la începutul noului an și până în prezent, în județul Mehedinți au fost o serie de accidente soldate cu victime omenești. Acest șir continuă. Seara trecută, pe DN56A, în localitatea Vânători, s-a produs un alt accident rutier, în urma căruia un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost declarat decedat. În cursul acestei serii, pe DN56A, în localitatea Vânători, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului a decedat o persoană, iar altă persoană rănită grav, care a fost transportată la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină la accidentul rutier produs între cele două autoturisme pe drumul național 56A, pe raza localității Vânători. Stația de pompieri Vânzumare a fost solicitată să intervină în localitatea Vânători, pe DN56A, la un accident rutier produs între două autoturisme. A deplasat la fața locului cu o auto specială Mercedes, modul de descarcerare și o auto specială Smurt de prim ajutor. Ajuns la fața locului, am găsit două autoturisme implicate. Din autoturism marca Opel Astra au reieșit două victime, una decedată. Pentru acordarea primului ajutor medical victimelor, la locul evenimentului au fost direcționate și trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Este vorba de un accident rutier, din care au rezultat două victime în stare gravă. Una din victime a și decedat, este decedată, cealaltă victimă foarte gravă au plecat cu ea spre spital și mai sunt două victime din accident, fără traumatisme importante, doi cetățeni bulgari. Ce leziune are victima care a plecat la spital? Traumatism cranian, traumatism toracic, traumatism de membre, iar cel decedat e o politraumă incompatibilă cu viața. A fost un impact foarte violent. Foarte violent, da. În accident au fost implicate patru persoane, dintre care două încarcerate. Pompierii au acționat imediat pentru descarcerarea victimelor, pe care le-au predat echipajelor medicale Smurd și Saj. Unei victime aflată în stare de inconștiență i s-au aplicat manevre de resuscitare, celelalte i s-au acordat îngrijiri medicale la locul evenimentului. Alte două persoane implicate în accident nu au necesitat îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. România, cu o populație de 19,1 milioane de locuitori, are cel mai mare număr de morți în accidente rutiere raportat la populație, 85 de morți la 1 milion de locuitori.